Este genul ăsta, dar mă rog. E o modă. Acum aș... Cum spunea domnul Andrei... Întotdeauna au fost în apicultură așa, stați liniștiți. Acum e la o scară mai mare și posibilitatea de a culege informația altfel față de trecut. Da, așa au fost tot timpul. Sunt atâția zeci de ani când cochetez cu albinele astea și nu străin de curenții ăștia. Da, Da. da. Vin, pleacă, vin, pleacă. Cine rezistă, rezistă. Cine nu rezistă, nu rezistă. Nu vedeți o chestie. Când cine a trecut prin asta știe foarte bine, domnule, investești 250.000 de lei într-o stupină, da? Nu neapărat mașină sau asta. Deci nu mă lăs cu tare așa, deci, ca să se vadă. Deci lăzi, rami, faguri, o căbănuță acolo de transport, cu tare chestii din astea, da? Și ca să te apuci să vinzi, cam la ce preț mai poți vinde? Da. Deci dacă vinzi, deci o investiție 250.000 de lei, dacă ai vândut-o la 70-80.000 de lei, zici, bă, da prost. Și cât de greu faci, și cât de greu muncești, și cât de greu, îți spune eu, te duci și iei cherestea ca să-ți faci tu, să nu mai plătești aia că e prea scumpă, te duci și ți-ai tu aia, ți-ai lucruri de calitate că vrei să-ți faci tu o stupină cum trebuie. Asta în condițiile în care știi cu ce se mănâncă albinăritul, știi ce ai de făcut și ai rezultate bune, da? Deci o stupină bună, nu zici că vrei să scapi de ea. Da, Da? Ei, să vezi când începi să o vinzi cam ce înseamnă. Andrei, tu chiar te-am văzut cu țitura în a mea, nu? Păi eu știu, tu asta ai făcut. Deci cât ai cheltuit și cu cât vin, cât ai vândut, vezi? Învăț cu Asta țitura înseamnă în a mea. apicultura ta. Și ca să Cum? învăț cu țitura în a mea. Și ca să o încep din Ei, nu, nou. dar n-am făcut-o anumit omule. Nu, eu discutam exact legat de chestia asta. Nu. Și S-o nimerit, îmi pare rău. ca să încep în Dar Franța. eu am trecut prin așa ceva. Încep în Franța, fără 10.000 de euro cu jos, nu mă pot mișca. Da, asta este. Nu, deci asta e treaba. Eu știu ce echipament am vândut cândva, când am abandonat, când spun, mi se rupea sufletul, am dat pe nimic și când am reluat activitatea, cât am trebuit din nou, dar fără să cârui, atât, am știut că atât costă, mi-am luat din nou ceea ce îmi trebuie, cât de repede am putut, cât de repede am făcut rost de finanțe. Da. Dar toată investiția ce o am acum a fost numai din căpățâna mea inițială, deci capul meu a adus primele produse în stupină și după aceea numai ce am scos din stupină. Și e în 4 ani de zile, 5 ani, s-a făcut ceva. E o stupină frumoasă, clădită bine. Dar îți banii, muncă, investiții. Anul trecut la Iași organizease Relu Cojocaru, nu știu, un curs care a fost din ele și era cineva pocăit omul. Eu eram cu fratele meu și vorbeau frate mare cel camion, mai umblă și el pastoral, că poate, mai puțin, că lucrează și spune, cum tu ai camion, ai 80 de familii de albine și mai mergi la servici, ești prost, ești nu știu ce. Acum mă uitasem pe Oleg zile trecute și vindea tot ăsta și el. Renunțase și el ăla care explica ce bine apicultură și ce prost e că încă mai mergi la servici. Sunt și ani buni, sunt și prea de buni, dar din 2014 încoace, de când prețul la mire e și foarte mic, nu prea mai trece atât de bine din apicultură. Nu, nu. Problema este că trebuie Supraviețuiesc. să o judeci foarte bine și să ai o piață de desfaceri cât de cât stabilă, care să-ți garanteze un venit minim garantat să-l ai. Pentru că nu, este, uite, de exemplu la mine, acum 2 ani de zile, secetă crâncenă ca să intru cu stupina pe iarnă, 1.800 de kilograme de zahăr am băgat. De-am cumpărat 1.830 și s-o bucura nevastă-mă că eu mi-a rămas 30 de chili să mai fac și eu, nu știu ce acolo, un compot, ceva, o dulceață. Anul ăsta, spunând, adică sezonul trecut apicol, așa, au fost 6 luni de secetă. Deci de la începutul lui mai n-am mai avut o picătură de ploaie până la sfârșitul octombrie. La noi este de groază, nu s-a arat nimic, nu s-a semănat un fir de grâu, un bob de grâu, deci nimic, nimic în zonă. Pământul acum e ud, dar ce să faci cu el dacă n-ai putut asta toamnă?
Ei, și e destul de dificil să te bazezi pe un singur cules pe sau câmp. Iarăși din nou dă-i. Nu, e foarte greu. Dacă ceea ce faci nu drămuiești cu mare grijă, nu valorifici cum trebuie și îți bați joc de munca ta. Și aici e chestia. Dom'le, nu spui că e chiar atât de prost în apicultură. Așa, na, nici ușor nu-i, dar și dacă arunci producția sau produsele tale, îți bagi joc de ele și eu zic că îți calci pe suflet așa și pe inimă, fără să-ți dai seama, adică ești propriul tău criminal, așa, în momentul în care iei o meri curată, faină și așa și o duci la un achizitor din ăsta care își bate joc de ea și îți dă un preț de mizerii, de nimic, de... Colect. Nu știu cine, nu știu ce să spun. Sunt multe de spus, nu cred că am să găsesc eu cheia succesului, dar cred la ora actuală că la noi nu neapărat că prețul la mieri este mic, ci s-au născut oameni care au anumite practici neortodoxe în domeniul ăsta apicol, tocmai datorită cumpărătorilor de iluzii și vânzătorilor de iluzii. Da. Bine, asta pentru că lucrurile nu sunt puse la punct așa cum trebuie, că ne place modelul lor de afară când numai așa să avem și noi jeep-uri ca a lor sau vile ca a lor. Asta, bun, corect, da. Vedeți dumneavoastră, uitați, o simplă chestie care a luat o amploare de extraordinar de mare este asta în apicultură. Deci dacă un apicultor îți pune o întrebare, domnule, cum să am o stupină sănătoasă, vreau și eu să mă apuc, domnule Andrei, zi-mi și mie. Și nu încep să-i spun de cele vestitele 250 de mililitri de sirop dai zilnic și odată la nu știu când dai 5 litri pentru aer. Deci dacă nu încep cu discuția asta, orice aș spun eu nu se mai cheamă apicultură. Deci degeaba încep eu să-i spun despre doi cât despre ale, nu există, tată, nu. Deci n-ai ce să-i vorbești. Păi numai cei care au chemare pentru treaba asta, degeaba încercăm noi să injectăm pe aia care-s imuni, cum să zic, ce microb să le dai la aia care nu se prinde de boala asta. Dar eu la altceva mă gândeam, puțin alunecase spre direcția asta discuția. Când o să avem și noi la facultățile astea care mai în fiecare județ, capitala de județ câte o facultate de agronomie, de mediu, de nu știu ce, toate au doctori acolo, doctoranzi angajați, să putem merge acolo la un laborator, să ne facă acolo repede o analiză și în schimb Cercul Apicol să ia de acolo o grupă de studenți să îi pună la capătul stupinii și să discute cu ei. Aici ar trebui să existe unii profesori nimoși cu unii apicultori nimoși, care dacă pun pe hârtie o mică acțiune de genul ăsta, să se vadă după aia în viitor cum se concretizează sub forma unui proiect, a unei chestii din astea, unde se iasă și să existe ca și o cointeresare materială. Pentru că, haideți să fim serioși, e frumos ce spuneți dumneavoastră, dar nu prea mai au chef apicultorii să-și lași din timpul lor să duc în altă parte să facă muncă de voluntariat, pentru că nu, dar vă spun, destul de mult să stupină. Îs interesat că să nu mă duc eu de la Oradea până la Cluj, mă duc la Oradea, că este facultate, încă este și biologie. Haideți să vă spun un lucru acum, știți? Eu am trăit o experiență de genul ăsta. Exemplu, când Vlad Bălteanu era un elev, un fel de maestru din ăsta, instructor, cum era pe la licee și la școlile profesionale, gen pedagogi din ăștia așa, răspundea de o grupă de la profesională care era înființată în cadrul liceului agricol de la Miroslava, exact de apicultură. Și spunea acolo director, nu știu, și profesoara de biologie care a fost inițiatoarea acestui proiect, a zis că cei când vor termina, deci grupa aceea când termină școala, să li se dea la absolvire, să li se dea o familie de albini. Să înceapă și ei mai departe să plece cu apicultura. Deci era o clasă de profesională care vrea să scoată apicultori. Da? Ea a plecat inițial de pe vremea lui Ceaușescu și normal că a avut sorți de izbândă datorită faptului că la București încă funcționa liceul apicol.
unii pun lumii, nu știu ce. Acum a venit profesoara de biologie într-o zi, era la ACA acolo, domnul Iencu, domnul Doboș, și se plângea, domnule, ar trebui un om care să predea acolo ceva, un practician adevărat, nu știu ce chestii din astea. Și Iencu spune, uite-l, ia-l pe omul ăsta tânăr, are timp, are de toate, ia-l acolo. Ei, vreau să vă spun cum am dus acolo, am făcut un fel de protocol acolo cu directorul liceului, să li predau una alta, nu știu ce, și am încercat câteva zile, mers frumos și el acolo. Până când am fost chemat și au zis că să fac un pic abaterii de la programă lor școlară, ce au așa, adică, pardon, a mea, deci vreau să explic apicultură, și să urmăresc un pic programa lor școlară, că deja sunt întârziase din punctul lor de vedere timpul și că ar vrea să plece în pastoral cu stupii și să pregătesc clasa să le explic ce înseamnă pastoralul. Înțelegeți? Așa. Da. Ei, și vreau să vă spun, că cum spuneați dumneavoastră așa, adică în momentul în care nu... Eu am făcut-o de drag acolo, dar în momentul în care nu există o... Cum să vă spun eu, o interesare materială, un proiect serios făcut, nu doar o chestie de genul ăsta, nu au sorți de izbândă. Adică ce spuneați dumneavoastră că să vină studenți să facă așa, este clar, domnule, să se facă un contract între instituția aia de învățământ și cineva care este dispus să facă lucrul ăsta și, bineînțeles, există, mai ales când facultățile astea toate sunt private sau cel puțin există cu studenți cu taxă, deci să facă o chestie contractul și atunci cred că apicultori s-ar găsi să facă. Dar așa să faci degeaba, deci fără niciun leu și ceva, o chestie din asta, și după aia să ceară cont de una de alta. Pentru că ce a fost? A fost treaba, eu le-am spus, măi copii, primul lucru care l-ați făcut când ați ajuns în pastoral nu este să vă apucați de bătut săruși, de aliniați stup și chestii din astea cum vă cer unii și alții, sau cum ați văzut pe la unii tâmpiți. Nu, când ați ajuns în pastoral, ați descărcat stupina, ați deschis urdinișele și primul lucru pe care îl faceți, vă duceți și vă odihniți. Dar vă spun, să aveți la voi o sticlă de rom adevărat curat, așa, cât un mic păhărâu să luați fiecare și somn forțat tot. Și mă cheamă director și zice, domnule, cum să le spui, domnule, la copii să bea rom? Domnule, că nu se poate așa ceva, că nu știu ce, că... Băi, nenea, dacă te prinde San Bernardo ceala prin munții Elveției pe acolo, dracu, și ești înghețat, ce mama dracu poartă în butoiul ceala de sub gât? Da. Nu rom, că să dea pe gură, să te trezească, de ce am spus rom adevărat? E, și până la urmă m-am supărat, ei aveau o idee, am avut alta și am plecat și la revedere. Na. Vă spun de ce am trecut printr-o experiență de genul ăsta și de aia zic că nu, trebuie făcută serios. Se poate face, dar să fie serios. Că... Păi tocmai pentru că ați trecut, de aia mă gândeam. Îi spuneam lui Vlad, care spuneam elevilor, că există cazuri când într-o familie de albini putem avea 6.000 și chiar 8.000 de trânturi. Și Vlad Nicolo spune, a, nu, domnul Ignato, în cărți scrie că mai mult de 1.000, 1.500, maxim 2.000, nu știu. Acum că a ajuns crescător din măcini, întreb, Vlăduțu, cam câte ai așa trântori ai într-o familie? Păi am, că mă interesează. Și eu când am spus că sunt 6-8.000 câteodată în familie, în anumite familii, zice, a, dar n-ați spus că erau... De ce să-i spun la ești copii că există familii specializate pentru crescut trântori? Că zic, nici tu nu știi ce spună pe vremea aia. Dar na, ce să-i faci? Sunt chestii din astea. Ai, amintiri, na. Am avut, experiența asta am avut-o. Cum a spus dumneavoastră așa. Da, se poate face, dar nu neapărat mergem în... Adică chestii din astea, știți că se duc, ajung după aia ceva, o chestie ajunge ca o joacă de copii. Mergem la stupina unui apicultor de vază. Sau mergem la stupina. Nu, domnule, facem un contract cu un om, cu un apicultor, o chestie din asta, dar chestii de acord, iar ăla să fie pregătit să aibă o bază teoretică și practică solidă. Nu mergem la Badea Costică că e apicultor de vază el în țară. Și când și ăla le spune, vedeți copii, ceara când este culeasă de la salcâm este albă, iar când e culeasă de la floarea soarelui este galbenă, nu? Păi și îți dai seama ce de apicultură știi Nea Costică atunci. Sau când vine mana, curge mana din cer, știți, și așa au văzut el. Și... Sunt, încă sunt în ziua de azi apicultori care cred așa ceva. Nu, dar mai sunt și apicultori încă care știu și teorie și practic o dovedit și aia merită urmați. Merită ei, să aibă. Aici, da, eu nu zic nu, am spus nu. Da, ai fi, cum spun eu, și eu la rândul meu cândva, când habar n-aveam cu ce să mănânc albina,
am stat tot timpul pe lângă apicultorii care au avut succes și știau câte ceva. Am zis, domnule, numai așa am să pot învăța. Ei, după aceea că am ajuns eu să am propriile mele păreri și studii despre albină și asta, e cu totul altceva. Dar întâi și întâi au trebuit să stau pe lângă cineva pregătit. Haideți că ați spus, da, ați spus despre rom și da. Am eu o experiență personală care mă frământă. Eu nu mă feresc să spun la toată lumea, sunt ortodox și când eu un pahar de vin bun cinstesc cu prietenii, dacă ne pică bine o bere, nici de aia nu mă feresc, m-am dus la albine. După ce am consumat un pahar de bere, m-am dus la albine. Și m-au luat la păruit. M-am dus și când am fost cu prietenii la grătar și am băut și vin. Nici cu ăla nu le-a plăcut. Dar când am băut pălincă curată făcută de la mine din grădină, parcă m-au luat în brațe. Se unduiau și se aranjau să suflu, să le prind pe toate cu respirația. Curaj mai mult, cred că. Erați mai curajos. Nu, știți care e problema? Vă spun eu, asta depinde de vecini. Deci uitați-vă, de exemplu, eu nu prea consumam tot așa, domnule, înainte, păi dacă luam ceva, parcă mă simțeau, ele stăreau așa. Domnule, dar acum unde am stupina, deci aveam așa, când vecina din jos, din partea de sud, dar la noi spune așa, din jos, din sus, când vecina din jos venea și mă saluta peste gard, vă spun eu, cădeau muștile din cer, nu se punea pe cer. Ei, după aia când venea vecinul din sus, băi, fii atent să-ți povestesc eu așa, deci cum fai de capul meu, se uscau frunzile la copaci. Ei, șamelii s-au învățat cu damful, știți, ușor de la ăla, ușor, nu știau de unde vineau la mine. Bă, dar ăsta nu miroase, de unde au dragul, deci nu mai săreau. Și atunci am putut să iau și eu și erau derutate, nu mai știu, bă, e de la ăla, e de la vecinul. Da, și trebuie educat în stilul ăsta. Nu o sari el, stați liniștit. Nu, problema este că depinde ce faci în stupină. Că dacă stai acolo și le povestești așa, normal, că la un moment dat se nervează un livor să asculte povești, altele se nervează cât îi bâlbâi. Da, mai sunt, da. Mai sunt mahalagioaicele. Ei, am glumit. Nu, problema e că... Na. Am auzit pe cineva că... Deci de asta am pus întrebarea acum. Eu știu și în ravurile mele și pe alea bune și pe alea rele. Mai mult le știu pe alea bune. Dar am auzit pe cineva spunând că la Nosema cu tratament cu alcool. Și de-aia v-am întrebat dacă ați auzit despre așa ceva. Deci no. Atunci când... No, no, no. No. No, nu are nicio legătură. Da. Nu, no, n-are. Știți, foarte multe lucruri s-au făcut pe baza faptului că, domnule, cine face nouă bine, n-are cum să nu facă bine la albinii. Sau, în general, ce face bine la... un traiect digestiv al mamiferelor face bine la un insect. Nu, sub nicio formă. Eu cel puțin vă spun, m-o zgâriat de acum 40 de ani, mă zgârii pe creier chestia asta cu flora intestinală la albină, ca și cum am avea o floră ca la mamifere, adică cum ar fi a noastră, eu știu, sau alții știa. Nu, deci mulți mă întrebau, da, domnule, sub de ceapă, uite că Hristia scrie acolo și cea Antonescu, bă, asta acum, în anii 80 ceva. Măi, băieți, măi, dacă i-ar fi plăcut ceapa, măi, ar fi căutat-o ea, măi, tată, mă, nu trebuie să-i dai o suc de ceapă. La ce să-l dau? Eu mă chinui să nu dau miere care să aibă în componență alte substanțe decât cele, decât majoritatea zaharului, cei 16-18% sau 20% apă, așa, și urme de polen și vitamine și nu știu ce, deci urme, care se încadrează în 0,001 la 1000, nu? Așa, în concentrație, dar feresc nu cumva să rămână miere de mană sau cu tare chestii nață, că e bogată în săruri, în extracte din plantă și nu prea face bine, dar mă duc cu o componență de toni de ceai din 742 de plante făcute, care infuzii, care de coc, care nu știu ce, și dau acolo, alea neîncărcând intestinul sub nicio formă, nu, pentru că o ajută să aibă un traiect intestinal optim. Mănâncă, da. Mulți nu înțeleg că acel traiect intestinal optim, da, o fi bun el poate în sezonul activ, dar în sezonul în care există un robinet și zice hop, că nu mai e un traiect, eu numai până aici, acolo ce faci? Că ăla se încarcă repejor. Da, da, acidul citric le place, la sare pe el și când e gol, pe lămâie, pe portocale, pe astea. Ei,
ieftin, dracu, să zic ieftin. Acum, dacă eu nu prea am mâncat mult la viața mea, n-am avut ocazia să-l văd cât de tare sar, știți? Na. Nu. Deci, e, oricum e natural, da? Da, sunt de acord cu aspectul ăsta, dar ea, dacă era atât de deșteaptă în milioane și milioane de ani când ea, n-a reușit ea proasta, dracu, să descopere singură, trebuie să vină un câțiva ani de zile într-o clipă din viața ei, de când există ea pământ, și să-i arăte ce-i bun. Adică ea n-a găsit un ou căzut de undeva, dintr-un cuib de pasăre căzut jos, să culeagă de acolo proteina, nici să se uită la el, de îl bagă în sirop și în astea. Eu știu foarte bine, domnule, vă spun, ea nu poate procesa proteină brută, dar senzația că ar hrănește larvele cu ceva bun și așa și ies albină de acolo, ca clar, că vorba cuiva cine s-a gândit, n-am fost atent, că și rumegușul iau și-l mănâncă, da, deci nu-i bai, și făină de la moară și tot ce vrei. Dar problema este că mulți au în stupină, deci nu spun nu, le-am zis-o, dar n-am înțeles niciodată și nici n-am primit răspunsul, au în stupină peste 100 de decimetri pătrați de puiet. Numai căpăcit, nu mai spun ce acolo ou și larvi. Eu nu știu dacă am ajuns vreodată să am vreo 80 de decimetri pătrați de puiet căpăcit. Tot cu larvi poate în stupină, da? Dar nu-l văd pe ăla să pună vreun cadou pe stup, pe familia aceea, da? Pentru că crește vorba lui Lăpuș, nu al cealacu, al Moțoc sau care, nu? Lăpușneală. Proști, dar mulți măria ta. Ei, acum cred că crești mulți, dar proști măria ta, știi? Cam asta e treaba. Nu știu, eu n-am fost adeptul la chestiile astea. Pentru că mi s-a arătat clar studiu, uite, cartea, polenă, păi atunci înseamnă, domnule, că mulți se contrazic în apicultura asta sau în produsele stupului, nu? În cartea polenul scrie acolo ce conținut de aminoacizi are. Deci nici măcar nu conține proteină brută din care să mai existe, să ia cu acid uric, o chestie din asta, tocmai pentru că albina nu poate procesa, ne putem procesa. Asta nu are rinichi, nu are sistem din asta de urinar, nu așa, ca să dea afară acidul uric și chestii din astea, nu îi se pune dracu pe la încheieturi, pe acolo să facă gută, nu? Deci ar trebui să aibă să-i dai atât timp cât nu poate procesa proteină brută, de ce o dau eu. Dar în fine, o fi poate. Sau poate nu știu eu. Poate eu nu știu și am impresia că știu. Și asta poate fi adevărat. Dar am zis că las, mai bine rămân eu așa prostul să cred eu că atât știe albina și atât știu eu despre ea, adică să zic că trebuie să mai învăț partea cealaltă. Da, cu hrăniri târzii cu polen, pentru că trebuie să formez albină cu corp gras. Am văzut albinile cam mici, așa nu și-au format în corpul gras. Păi și cultura apicolă am eu, când biologic albina își formează corpul gras până la vârsta de 6 zile. Atât. Păi ce mai stă după aia la troacă să mai îngrașe și îi crește talia ca la noi, face burtă, schimbă, nu mai caută mărimea M, caută XL, XXL, 2XS. No. Aseară când am ajuns în Sibiu, m-a invitat un coleg să ne întâlnim să bem o cafea. Este Vâlcean, de pe lângă Horeză, doamna. Da. Și, da, tot căutasem să ne auzim, să ne vedem. M-a onorat ideea de a bea o cafea cu el înainte de a duce la destinație. Și pe una peste alta m-a abordat pe subiectele astea în vogă acum. Punga cu apă, izolarea măcii din populețului și alte lucruri de genul. Da. Și, la pungă eu am rezervele mele, nu vreau să discut că și așa nu mai sunt apicultor, am destule care mă întoarnă în cap. Dar când am auzit ideea aceea, tot a insistat, bă, dar de ce bai, zi-mi ceva, domnul Ionel, zi-mi ceva cu izolarea măcii în timpul culesului. Că nu-i bine, cu te toată albina pleacă la cules, domnule, dar că e foarte bună. Bă, domnule, dumneata nu înțelege albina, dumneata nu cunoști ce înseamnă albina, nu știi care e evoluția ei. Cum să pleacă albina la cules, chiar dă ții țipă, nu că nu mai hrănește și pleacă la cules. Da, și am încercat și pe limbajul dumneavoastră, am încercat și pe limbajul meu aia așa. Nu, este greu pentru că să poți gândi altfel, trebuie să pornești la ideea simplă. În stup vremelnici sunt trântorul și albina culegătoare. Adică cea care poate procesa nectarul să-l transforme în miere, da? Nu cea care neapărat culege, da? Așa. Deci denumirea de culegătoare adevărat, în adevăratul înțeles al cuvântului. Albina, pe 21 de zile. Da, așa.
care are glandele dezvoltate, se poate secreta invertaza. Și după, dar care a și-a dus viața normală până acolo. Pentru că altfel poate să aibă și piste 21 de zile sau piste 50 de zile, dar să aibă glandele hipofaringiene funcționale pentru secreții lăpșor de mată. Și pe de fapt mai vremelnici sunt alea și pe de fapt cele care ți-s baza stupului sunt matca și albina 2. Și că e extraordinar de multe albine într-o familie de albine mor ca și doici, adică ca fete bătrâni. Nu vor ajunge niciodată să hrănească măcar o larvă sau să culeagă o punguță de nectar. Dar na, dacă omul crede că toată albina pleacă la cules așa la un semn, că zis cineva că pleacă albina 2 că la cules, da, domne, asta este. S-o fi gândit omul că deci albina 2 că este albina între 6 și 12 zile, lasă aia culesul și după, vine, după aia vine și se apucă. E de treabă. Adică chestia este simplă, domnule, să vezi o mare de apicultori, da? Orică e greșită, au tradus greșit sau așa, discuția care am avut atunci eu cu Leo, când metoda Taranov, domnule, roi în loc să plece pe creangă, rămâne pe cearșaf. Deci droiul nu mai pleacă pe creangă, rămâne pe cearșaf și el crede că a zburat și nu știu ce. Fără să se gândească la componența albinii. Când i-a spus eu, nene, albina care trebuia să fie pe creangă rămâne în stup și albina care trebuia să stupi pe cearșaf, despre ce dracu vorbim. Adică deci, sunt atât de multe chestii în apicultura asta care s-au luat ca niște precepte religioase, ca niște dogme. Și s-au mers pe chestia aia, s-au stabilit că e așa și s-au mers așa. Și deci dacă albina face așa, înseamnă că face așa. Nu, eu n-am putut. Eu în general nu pot să iau chestiile astea. Nici oriunde în școală când m-am dus. Eu trebuie să întreb de ce. Și până n-am verificat eu, până n-am demonstrat eu pe vreo 14 pagini, da? Cu logică, matematică, geometrie, plan, așa, până n-am demonstrat eu clar teorema lui Thales și că dreapta, segmentul de dreaptă care unește mijloacele a două laturi dintr-un triunghi este clar paralelă cu a treia, eu până nu mi-am demonstrat, eu n-am luat teorema aia ca atare. Pentru că am zis așa, în matematică există o singură axiomă, adică în matematică nu se demonstrează doar axioma, ea e considerată adevăr absolut, nu? Deci există o axiomă și restul sunt teoreme, alea trebuie să demonstrat. Nu le-am luat ca atare niciodată. Așa și în apicultură, nu le-am luat ca atare. Apropo de a treilea întrebare, de ce am abordat în felul ăsta emisiunea în seara aceasta, astăzi mi-a ajuns curierul la soție, nu sunt asigur cu mașina la reparat, mi-a ajuns curierul la soție cu documentele de la minister pentru a putea pleca la afară. E bun. Dacă pârghia care era sau frâna de mână trasă, am reușit să... E bun. Da, o costa niște bani, că fără firmă de consultanță și bani plătiți nu se putea mișca nimic, dar am finat. Da. E bun, poate lasă dea Dumnezeu să fie cu bine. Am zis, m-aș bucura să ținem legătura, să una alta, că... Apropo, că mai sunt și alți domni, știți, poate discuția asta era bine în privat, dar nu mă părere pe ea. Îndată ce-mi faci copina în Franța, la un moment dat, dumneata, în hangurile opuse, te vedeai de ideea de oameni care nu sunt serioși în utilizarea și verificarea și a da un filtru la materialele metale. Nu știu cum va fi posibilitatea asta de transport, dar dacă va fi una facilă, m-aș bucura să am un număr de regimul pe care trebuie să fac. Vedeam cum facem să rezolvă. Da, dar eu nu neapărat că mă brângeam. Știi, chestia este că e un...